De ce? Pentru că protestăm în Piața Victoriei și voi ați protestat. Da, ce legătură, câte proteste ai făcut în Piața Victoriei împotriva lui Dragnea? Niciunul. De ce vii acum să ocupe acest spațiu? Dar tu câte ai făcut, mă? Cu Dragnea? Da. 1100 de zile am participat la proteste. Ai participat, nu ai? Da, păi sunt jurnalist, eu nu organizez proteste, da? Și nu te-am văzut niciodată la aceste proteste. Când ai participat? Zi-mi o zi exactă, că eu am filmările pe YouTube și demonstrez oamenilor că ești un mincinos și umbli cu cioara vopsită. Da. Bun. Ești ok că încalci legea aici în Piața Victoriei? Nu încalc legea. Știi câte legi încalci? Codul rutier cu vehiculul parcat ilegal, legile privind prevenirea și combaterea pandemiei, legea campării o încalci, nu știai, habar n-ai că tu nu cunoști legea, vrei să fii politician, dar nu știi legea, da? Îmi explici și mie cum de jandarmeria te tolerează de 3 săptămâni și nu-ți face nimic în condițiile pe care pe noi ne-a luat cu stâlp cu tot imediat? În condițiile în care m-a luat și pe mine, dar nu te-a luat, nu te-a luat aici? Toate, bun, acum toată butaforia ta este aici, George.